S-audă. Bă, m-auzi, mă? Bine v-a regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi ați văzut voi foarte bine din titlu că o să întrebăm jucătorii cu ce pot să-i ajut. Ei bine, foarte mulți dintre voi am observat faptul că vreți să vă arăt viața unui fondator, o zi din viața unui fondator, la tichete, la chestii de genul ăsta, fiind eu având full acces, bineînțeles, la toate chestiile de pe server, bază de date, dedicat și alte chestii de genul ăsta, putând să ajut și jucătorii ce au probleme mai, probleme ce țin mai mult de interiorul serverului. Așadar, astăzi o să facem un lucru pe care, sincer să fiu cu voi, nu l-am făcut niciodată și nu știu cât de des reușesc să-l fac din cauza timpului. Mai exact, o să dau anunț pe serverul de 5M pe care ne aflăm și în momentul de față. By the way, dacă vreți și voi să vă conectați pe el, aveți conectul lui în descriere. Conectul nou, bineînțeles, pentru că unii am văzut că încă folosesc conectul vechi și îi bagă pe alt server. Însă, astăzi o să dăm anunț și pe serverul de Discord, cât și pe serverul main de 5M, să întrebăm jucătorii, pe frate, cu ce te pot ajuta, pentru că astăzi sunt la dispoziția lor, să zicem așa, 24 de ore, dar nu o să stau chiar 24 de ore, pentru că ar fi culmea, sincer să fiu. Și am ales și o oră în care să fie jucători, nu știu, undeva la mijloc, pentru că seara se strâng undeva la 60-70 de jucători, iar pe timp de zi, cum este acum, suntem undeva la 50 de jucători, 40-50 de jucători. Așadar, hai să-i dăm noi drumul la videoclip și să nu mai stăm prea mult la vorbă. Bun, chiar în momentul de față am dat un anunț pe server în care am zis, rog toate persoanele ce au nevoie de ajutorul meu să scrie eu pe chat, cei care iau în derâdere acest lucru vor fi banați, bineînțeles. Așadar, hai să vedem ce jucător are nevoie de asistența noastră și cu ce putem să-i ajutăm, bineînțeles. Avem și primul jucător ce a zis că are nevoie de ajutorul meu. Haide să ducem până la el și cred că este și singurul din ce am văzut, pentru că nu prea s-au înghesuit băieții. 7-4. Mamă, ce ID frumos are băiatul ăsta. Am eu nevoie Afenia. Bun, o să ne ducem la ei curând. Salut, bro, spune-te, rog, cu ce te pot ajuta? Salut, fii atent. Eu, gen, ieri m-am jucat, n-am avut nicio problemă cu jocul. Așa. Cu serverul. Astăzi când am intrat, a patra oară când am intrat, gen, mă dă pe sub hartă. Acum mi-a revenit, dar îmi face și drop frame-uri. Ieri n-am avut problema asta cum am jucat. Ai idee de la ce poate fi? Ia pas F8 și zi-mi dacă îți dă ceva erori pe acolo. Nu știu, să zici ceva cu linii cu roșu. Da. Ce ți scrie? Script error, script carpe, astea sunt bune. N-au treabă, script error aia vrp client npc lua 2.72? Da. Aia este o chestie, na, e normală să fie, dar am înțeles că este de la server, parcă nu mai știu sincer, dar nu este nimic ce te-ar putea afecta. Păi, nu știu să zic sincer, s-a dat un clean-up, vezi dacă îți merge mai ok acum, ia, vino cu aia, urcă-te. S-a dat clean-up? Da, 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 ia urcă-te pe scrutorul ăsta și mergi o leacă cu el, te rog. Hai, mergi cu mine, să văd cum ți se mișcă treaba. Ce calculator ai, de curiozitate? Am un laptop de gaming. Eu văd că ți se mișcă ok. Posibil să fi fost de la entități pe server sau de la mașini. Dacă mai ai problema asta, trebuie să fă un ticket pe panel în care apeși F8, ok, și în care mergi să ne arăți și nouă treaba asta. Că ne-ar ajuta enorm de mult. Bine, te rog mult, o să fii recompensat cu coinsuri. Okay. Salut, Afaneia. Salut, am și o întrebare. Sunt director general Smord și vreau să te întreb că nu pot să văd aplicațiile. Poți să vezi aplicațiile? Nu. Știu, am văzut că este o problemă, sincer. Dar ia stai o secundă. Faction menu, lista membru, deci director general. O să vedem, o să-i spun lui Andrew acum și încercăm să rezolvăm cât mai curând, e ok? Bun, da, mulțumesc mult. Să zic că astăzi nu le-ai cel târziu mâine, e ok? Adică le lași să strângă. Da, 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 nu nicio problemă, că te-am dat și mesaj acum câteva zile pe Discord și am văzut că nu ai văzut și de-aia te-am chemat acum. Da, okay. da, înțeleg. Mă bucur. Bine că mi-ai spus, că nu știu, asta știu că a fost și la Max când era el lider, dar hai să vedem ce putem rezolva mai înainte de toate. Ok. Mulțumesc mult. Ciao. Și eu îți mulțumesc. Pa, pa. Haideți să scriem și un mesaj acum pe Discord să vedem cu ce putem ajuta în continuare jucătorii. O să le scriu fix în felul următor. Rog toți jucătorii ce au nevoie de ajutorul meu să intre pe așteptare suport, iar eu vă voi trage unul câte unul. Salut, domnule, cu ce te pot ajuta în această zi mirobolantă de joi? Ia la dâns. Și faci, auzi, am o întrebare. Pune. Da, există bani pentru rasist OC? Rasism? Da. Nu, de ce? Pur și simplu am întrebat că de-am un băiat și ala și-o luat 200 de copaci. Pentru rasism? Da, 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 șocalău, un polițist caruci, tatăl și-a luat 200 de checkpoint-uri.
A, nu știu, nu cred că există, sincer, nu mai aduc aminte, să trebuie să mă uit în sancțiuni, dar cine i-a dat? I-a dat, dar ne znaiu, o vine tri admis și sigur că dau tot normal. Stai că-ți spun, am și cine. Scar, Costinete și Ștefănuț au venit acolo și s-au uitat ca... Am înțeles. Asta. E bine, atunci dacă a fost sancționate, perfect că 200 de copaci îi face ieri. Bun, spune te rog, cu ce te pot ajuta? Așa, deci în primul rând voiam să spun că ai cel mai mișto server. A, și... Vreau să te întreb dacă ai putea să bagi să nu te mai ai dea mereu off duty când ieși de pe server, adică la poliție. E normal fiindcă... să te off duty pentru că tu trebuie să te pui într-o. Păi da, doar că zic că, să zicem cum am fost eu astăzi, mai de dimineață, adică pe la un, nu știu, 10 sau ceva mai târziu, eram, am ieșit de pe server, eram în Sandy, știi, și nu aveam cum să mă pun on duty. Nu aveam telefonul la mine, nu aveam nimic și a trebuit să merg pe jos până la Los Santos. Că nu am stat până. Mai să... Nu știu, mă gândesc, deși nu o să se întâmple treaba asta prea curând. O să mă plângă chestia asta că e adevărată, doar că nu dispun de un card la momentul acesta și n-am cum să merg banul și vreau să mă lupă server. Ideea e că aș dori să văd, să întreb tine dacă am putea face cumva să-ți plătesc banul într-o chestie de pe Steam, pentru că am 19 euro pe Steam și... Nu, că nu mă pricep cu Steam-ul, nici nu mă joc. Sincer, n-am. Te-aș fi așteptat cu mare drag, dar nu mă joc să zic, să nici nu mă pricep cu Steam-ul cu asta. Nu neapărat că nu te joci, poate Corky, na, el e mai... Cam mult că se lucă mai multe chestii de pe Steam. Vorbește și... cu el, vorbește cu el, zic că ți-am zis eu și dacă asta... el îți acceptă și așa, îți dau un ban. Asta am vrut să vorbesc, numai că nu e online de câteva zile și nu am cum să dau de... E plecat, dă-i mesaj și aștept să-ți răspundă el. Salut, Matei. Salut. Spune, te rog. S-a întâmplat o chestie când trebuia să dau testele staff. Am fost cu motorul cu niște tovarăși pe un deal și mi-a rupt clavicula și n-am putut să dau testele staff. Și am zis că o să îi le dau. Am vorbit cu Jeff că le dau săptămâna asta. Da, vorbește cu el. Dar roba, bra. Și mi-a scos gradele de accepta staff. Păi vorbește cu el. Ai fute. Bun, hai că arăci că ia că mâine îți dau și cameră. Hai să vedem ce ești în stare. Mă loc, de este că eu am absolvit școala muzicală. Te cred. Păi hai să vedem ce știi. Alo, tare astea. Dar nu, stai bă! Bă! Nu te auzi! Bă! S-audă. Bă! Mă auzi, mă! Bă! Bă! Mă auzi! Nu te auzi! N-are treabă, el mă doare în plăbire cânt acolo. Bă! Nu te auzi! Nu se aude, trebuie să vorbești mai aproape de microfon! Ești la amulete! Stai! Aș credea că tu ziceai... Ai, crezi că făceam... Mă, să-i pună mâine... Pula mie, ia-te! Mă, crezi că mâine se aude? Ia! Da! Aia zic! S-aude? Da! Cu casa în pământ, să nu mai ies din ea decât să-mi iau țigări și atâși și o sticlă de coniac să vărs pe jos puțin din ea și apoi s-o torn pe gât să beau în amintirea ta. Bă, că ești tare, mă. Bă, degeaba am palat, mai bine dorm într-un hotel, că nebunesc de dor când nu te văd când intr-un el. Ne valorez nimic fără iubirea ta. Da, dragilor, cam ăsta a fost videoclipul. Sincer, băiatul cu vioara a făcut absolut tot videoclipul. Nu mă așteptam. Băiatul l-am tras pe suport, și că, bă, frate, mie îmi place mult server. Tot pot să scând. Oricum puteți să vedeți conversația cu el întreagă sau probabil ați văzut-o deja dacă ați ajuns până acest moment. Ce pot să zic decât că vă aștept pe Fairplay în continuare, cel mai șmecher server. Urmează update-ul, v-am zis, nu știu sigur dacă în 2 săptămâni cum a întrebat băiatul ăla pe suport, pentru că nu mai vreau să mai dau o dată exactă. Eu sper să fie gata în 2 săptămâni. Acum rămâne de văzut. În fine, vă pup, ne auzim cu bine la un nou videoclip. Nu știu sigur când mai postez, dar știu sigur că o să fac un live când am timp. Hai, pupici, pa!